mâine, 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, unii dintre concitadinii noștri vor merge la locurile de muncă fără să folosească autoturismele proprii sau pe cele de serviciu, provocat să facă acest gest de șeful Agenției de Mediu. În parteneriat cu Primăria și Garda de Mediu am inițiat o acțiune de reducere a poluării provocate de transportul auto. Astfel, am vrea ca mâine să fie o zi fără mașini și în acest sens am lansat invitația tuturor instituțiilor publice din oraș și autorităților locale de a nu folosi mâine mașinile personale și autoturismele de serviciu, iar în acest sens se pot deplasa spre locul de muncă și de la locul de muncă, fie pe jos, fie cu un mijloc de transport nepoluant. Cu cât mai mulți angajați care vor merge mâine la muncă, fără mașini și fără a călători cu mijloacele de transport în comun, cu atât mai bine va fi pentru mediul urban buzoian, dar poate vom avea și o zi fără aglomerație stradală.